La urma urmelor, e și mâine o zi. O replică celebră, aparținând unui personaj numai puțin celebru, Scarlett O'Hara, din romanul lui Margaret Mitchell, Pe aripile vântului. Scarlett O'Hara face parte dintr-un cuplu care a devenit celebru mai ales prin ecranizarea de care a beneficiat cartea, dar, dincolo de povestea de dragoste, romanul ne oferă o imagine a societății americane plasată pe un fundal istoric complex. Un alt roman, de astădată aparținând unui scriitor rus, Boris Pasternak, este Dr. Zhivago. La fel ca și Pe aripile vântului, și acest roman a beneficiat de ecranizări, ecranizări care l-au făcut celebru tot prin povestea de dragoste plasată în centrul acțiunii, dar similitudinile nu se opresc aici, pentru că, la fel ca în Pe aripile vântului, și în acest roman avem o imagine a societății vremii în Rusia.